Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi, începem România Politică, așa cum încercăm să vă obișnuim, alături de colegul meu, Sebastian Zachman. În această formulă o să ne vedeți de acum încolo. Sebi, mare eveniment mare, tot PP-ul s-a strâns la București sau se strânge din această seară la București, așteptăm vești de acolo, însă am văzut și deja primele declarații, reacții din acea zonă. Știm vestea deja, Ursula von der Leyen va fi validată pentru al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene și foarte probabil va obține acest al doilea mandat. Dacă ne uităm la sondaje, PP e pe primul loc la nivel european, acolo e o coaliție PSD-PNL veștică și în Parlamentul European, stânga cu dreapta fac majoritate, apoi își împart cele mai importante funcții. Într-adevăr, cum spuneai și tu, au fost astăzi câteva declarații din partea domnului Manfred Weber. Nu schimbă cu nimic. Nu schimbă cu nimic, dar au fost niște nuanțe acolo pe care vrem să le dispartem. Sigur că e puțin deranjat domnul Weber de această listă comună, da, pe care au liberalii cu PSD, dar cred că le-au explicat. Avem și o reacție foarte bună a domnului Ciucă. Cu ce i-a spus? Ce le-a spus celor de la PPE despre această alianță? Niște lucruri destul de interesante, dar haide mai întâi să prezentăm invitații din platou din această seară. Pentru prima dată la noi aici, Ramona Brunsils din Partea Aur. Bună seara, doamna Brunsils, bine ați venit la România Politică. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Florin Spătaru din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Spătaru. Bună seara, nu pentru prima oară. Nu pentru prima oară, da. Și sper nu pentru ultima oară, domnule Spătaru. Și Vlad Pufu din partea PNL. Bună seara, domnule. Mulțumesc pentru invitație. Sebi, aș începe așa, cu declarația făcută de Manfred Weber, președintele PPE, atunci când a fost întrebat astăzi, într-o conferință de presă, alături de Nicolae Ciucă, dacă Klaus Iohannis are șanse să ajungă într-o funcție la nivelul Uniunii Europene după alegerile din 9 iunie. Haideți să-l ascultăm. You know that I cannot comment now on the concrete decisions in front of us, because in a democracy, first of all, people have say. So people decide about majorities, and that is with respect that we wait for this outcome. Știți că nu pot comenta acum despre decizii ulterioare. Într-o democrație, cetățenii sunt cei care votează, cetățenii sunt cei care creează majorități. But I want to underline one point. Dar vreau să subliniez un lucru. We are the party of Central Eastern European countries. Suntem partidul țărilor din centrul și estul Europei. And that's why the current situation that no one from the Central Eastern European countries is in the lead of the European institutions is for the next mandate not acceptable at all. So I support the decision that we need someone from Central Eastern European countries also in the lead of Europe. Și de aceea faptul că niciun lider din centrul și estul Europei nu este la conducere la nivelul Uniunii Europene nu este acceptabil în următorul mandat și susțin ca un reprezentant al Europei Centrale și de Est să fie în conducerea Uniunii Europene. Da. Evită domnul Weber să spună cu subiect și predicat că Klaus Iohannis ar putea să ocupe o funcție la nivel european. Cum am putea traduce asta? Ar fi ironic să vorbească domnul Weber despre funcții europene. El însuși a fost votat în 2018 la Congresul PPE de la Helsinki ca viitor președinte al Comisiei Europene. PPE a câștigat alegerile și apoi a pus-o pe Ursula von der Leyen. Deci ce spune domnul Weber despre împărțirea funcțiilor europene trebuie tratat cu puțin cu frâna de mână trasă, da? Ca să fiu elegant. Altfel, sigur că domnul Klaus Iohannis are șanse importante să ajungă într-o funcție europeană, dar vedem toți liderii europeni se feresc de acest lucru. Am vorbit și cu europarlamentari români și lideri cum sunt Roberta Metsola sau Manfred Weber așteaptă mai întâi rezultatul votului. Așa e firesc, pentru că dacă PPE va avea un număr dublu de voturi decât Renew, atunci PPE va trage două funcții importante din cele patru. Deci poate să obțină și șefia Comisiei Europene pentru Ursula von der Leyen și șefia Consiliului European pentru Klaus Iohannis. Dacă președintele României nu va obține această funcție, mai are alte variante de rezervă, de la înalt reprezentant până la noul portofoliu de comisar european pe apărare. Sigur, nu sunt chiar variante de rezervă
în sensul clasic și propriu al cuvântului, dar sunt totuși variante mai mici. Ideea este că această coaliție PSD PNL SUSV Klaus Iohannis pentru orice funcție, exact, oriunde asta poate știe, merge. Orice pentru Klaus. Da, orice pentru Klaus. Doamna Brunsvi, să începe cu dumneavoastră. Se tot vorbește de reprezentarea României atunci când vorbim de Klaus Iohannis sau orice alt nume la nivel european. N-ar putea reprezenta Klaus Iohannis după acești 10 ani ca președinte în care am văzut cum a condus țara sau poate am văzut mai mult defectele decât aturile. Am putea să fim mândri că ne reprezintă Klaus Iohannis într-o funcție la nivel înalt? Acum, teoretic, ar trebui să ne bucurăm când orice român de-al nostru merge undeva într-o funcție de maximă importanță în Europa sau oriunde altundeva în lume. Ar trebui să ne bucurăm și că pleacă, ca să fiu sinceră. Ar trebui să fim triști, ar trebui să fim triști că n-a plecat mai repede, că poate mai aveam o șansă. În același timp, ar trebui să fim triști pentru că, iată, un om care aici a excelat în lipsa de implicare, în lipsa de activități, în lipsa de mobilizare a forțelor din societatea românească pentru a produce schimbarea pe care românii au așteptat-o de la dânsul, pleacă acum la nivel european ca să ce? Ca să continue ceea ce au început cei din jurul doamnei Ursula, de exemplu, respectiv să ne înnebunească pe toți cu tăvălugul acesta ideologic, cu principiile neomarxiste care vin să ne schimbe din temelii viața, chiar dacă noi nu ne dorim acest lucru. Și o fac la modul insistent și foarte agresiv. Ați văzut și dumneavoastră că în timpul mandatului doamnei Ursula von der Leyen, Uniunea Europeană s-a îndepărtat total de valorile și de ceea ce a consacrat-o, de fundația ei, de credință, de identitatea națională a țărilor care compun Uniunea, de acel principiu al Europei națiunilor. E, domnul Klaus Iohannis a îmbrățișat întru totul aceste principii și aceste tendințe tocmai pentru a fi primul în clasă pentru o astfel de propunere. Iată că domnul Klaus Iohannis este în stare să calce în picioare democrația numai ca să poată să-și ocupe această funcție pe care dânsul consideră că o merită din plin după atâta chin în România, după ce a scos România educată în care, uite, copilașii de 8 ani sunt abuzați în băi, după ce se prăbușesc internatele pe copii și avem victime în adevăratul sens al cuvântului, după ce copiii noștri sunt printre ultimii la rezultatele la examenele de evaluare și nu-și iau examenele de evaluare. A, cu astea se poate mândri, domnul președinte, că a început luptând cu PSD-ul și a sfârșit aducând PSD-ul la guvernare împreună cu PNL-ul și să formeze această coaliție toxică, că a livrat cu ghilimelele de rigoare România educată care stă să se prăbușească și că, iată, acum urmează să plece pe o funcție bună și reușește să mai și mute data alegerilor tocmai ca să poată să plece liniștit, nu cumva să piardă această oportunitate. Lăsa pe domnul Ciucă în locul interimar. Haideți să vedem și poziția PNL. Alături de noi prin telefon domnul Cristian Bușoi, europarlamentar. Bună seara, domnule Bușoi. Bună seara, bună seara. Domnule Bușoi, are șanse Klaus Iohannis să obțină o funcție de top? Altfel, de ce vă feriți așa să spuneți că îl susțineți și că negociați pentru Klaus Iohannis? Cu siguranță președintele Klaus Iohannis poate aspira la oricare dintre funcțiile importante din Uniunea Europeană. Are experiența, expertiza, statura politică și, evident, este respectat de liderii din țările Uniunii Europene, astfel încât în orice moment poate fi un candidat și un lider al uneia dintre instituțiile din Uniunea Europeană sau, în cazul NATO, unei instituții internaționale. Apoi, evident, urmează să se facă o analiză mai amănunțită după alegerile europarlamentare, pentru că, indiferent de valoarea intrinsecă a unui candidat, a unui om, a unei țări, trebuie făcute niște negocieri, trebuie respectat algoritmul rezultat în urma alegerilor, trebuie construit o majoritate în Parlamentul European, fiecare facție politică apoi va negocia și își va alege, având anumite priorități, una din responsabilități, Comisia Europeană, Consiliu, Parlamentul European, un altul reprezentant, probabil va fi un vicepreședinte executiv al Comisiei Europene,
europene responsabili cu politica industrială. Deci sunt încă mulți pași până la momentul la care putem să spunem care sunt șansele României prin persoana eventuală a președintelui, dacă își va dori acest lucru, să ocupe o funcție importantă la nivel european. Da, domnule Bușoi, la ce să ne mai așteptăm? Înțelegem din discursul pe care l-ați avut acum că nu ne așteptăm ca altcineva sau pentru o altă funcție în afară de președinte al Comisiei Europene să se ia în următoarele două zile la Congresul PPE. Dar alte decizii importante luate aici la București, care ar mai fi? Într-adevăr, cea mai importantă decizie este aceea a candidatului Partidului Popular European pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Pentru că, prin tradiție, în ultimele cicluri electorale, cu conceptul de Spitzenkandidat, adică candidatul care reprezintă o anumită familie politică, partidele și familiile europene stabilesc un fel de cap de listă, un fel de personalitate în jurul căreia să-și centreze o parte din campanie. Socialiștii și-au anunțat, după cum bine știți, la Roma weekendul trecut, în persoana unuia dintre comisarii din acest moment, care este socialist. Vedem și dacă alte familii politice își vor stabili. Odată ce președinta von der Leyen a anunțat că dorește să continue și a avut susținerea CDU-CSU, chiar acum am ieșit din adunarea politică a PPE și va fi înaintată către Congres această candidatură. Mai avem o decizie importantă legată de manifestul EPP Manifest, Electoral Manifest, acolo unde se prezintă principalele linii de acțiune și principalele priorități de politici publice în anii următori, în domeniul energiei, sănătății, migrației, luptei împotriva terorismului, sprijinul acordat Ucrainei și toate direcțiile care se vor evident dezvolta în următorii ani sau vor avea o continuitate dintre proiectele deja începute. Sunt și câteva rezoluții, plus discursurile unui număr important de prim-ministri. Astăzi avem 12 prim-ministri sau șefi de stat în Consiliul European. Zilele acestea ar trebui și Bulgaria să aibă un prim-ministru din familia PPE, prin persoana Mariei Gabriel, fostul comisar, actualul ministru de externe, așa încât e o prezență consistentă, plus comisari, plus președintele PPE, plus președinta Parlamentului European. Deci, dincolo de ratificarea candidaturii doamnei von der Leyen și de adoptarea manifestului și de rezoluțiile în sine, cred că foarte mare atenție se va acorda și din partea mediei și din partea participanților la Congres mesajelor pe care acești lideri europeni, Donald Tusk, premierul Greciei Mitsotakis, premierul Croației Andrei Plenković și alți lideri și, evident, președintele României Klaus Iohannis, îl vor transmite către PPE și către cetățenii europeni, pentru că sunt peste 500 de jurnaliști, o parte dintre ei fiind jurnaliști din alte țări decât România. Domnule Bușoi, de ce m-aș mai duce eu ca cetățean la vot, la alegerile europarlamentare, dacă știu deja cine va fi viitoarea șefă a Comisiei Europene, știu ce majoritate va fi în Parlamentul European și știu în mare cam cum se împart funcțiile? Tocmai ca să se întâmple acest lucru, tocmai ca să avem o majoritate pro-europeană, PPE, socialiști și probabil Renew, e un val puternic al partidelor eurosceptice. Chiar în unele țări le-aș cataloga ca partide extremiste, cum este AFD în Germania, cum este Frontul Național în Franța, cum este, din păcate, din ce în ce mai mult AUR în România și mai sunt și alte exemple în țări europene. Un vot pentru partidele pro-europene, evident, e o garanție că această construcție europeană, Uniunea Europeană în sine, cu tot ceea ce înseamnă avantaje pentru români, fonduri europene, libera circulație în interiorul Uniunii Europene, evident, care va fi desăvârșită prin încheierea ciclului legat de Schengen, tot ceea ce înseamnă investiții europene în România, rolul nostru în construcția europeană, toate acestea pot continua doar dacă vom avea o majoritate pro-europeană. Iar dintre aceste forțe pro-europene, Partidul Popular European are tradiția cea mai lungă, are cea mai mare expertiză, are cea mai mare influență și are oameni potriviți în fiecare dintre țări și la nivelul Uniunii Europene, evident, prin reprezentanții în Parlamentul European,
să contribuie la acest lucru. Mulțumim mult. Mulțumim, domnule Bușoi, pentru explicații. Mulțumesc. Domnule Spătaru, aș veni la dumneavoastră și v-aș întreba dacă nu simțiți așa puțină frustrare ca om politic când vedeți că lideri europeni s-au strâns la București și o vor încorona pe Ursula von der Leyen ca viitoară președinte a Comisiei Europene, ca socialist. Cred că mesajul cel mai important, da, faptul că în weekendul trecut partidele social-democrate europene s-au întâlnit la Roma, e de asemenea un pas înainte și acolo noi am participat și credem că ceea ce au făcut liderii Partidului Social Democrat în discuțiile cu liderii social-democrații europeni e un lucru remarcabil. Eu mă aștept ca inclusiv Partidul Național Liberal să continue această negociere și această luptă pentru intrarea noastră cu dreptul de plin în Schengen. Pentru că, după cum știți, toate partidele social-democrate din Europa sunt favorabile intrării noastre în Schengen. Trebuie să mai așteptăm alegerile din Austria din toamnă și vedem acum. Da, poate că vor exista discuții în următoarele 3 zile, mai sunt 48 de ore, în 48 de ore se pot schimba multe. Mai negociăm, mai dăm ceva, că n-am dat suficient. Pe de altă parte nu o să dăm, credeți-mă, au dat cei de dreapta destul, nu e nicio problemă. Ideea este că cel puțin mesajul pe care eu îl văd pozitiv din declarația domnului Weber e că e decis sau vrea să susțină un lider est-european în conducerea Comisiei Europene și în conducerea europeană din 2024-2029. Eu personal, dacă vreți să mă întrebați, eu mi-aș dori foarte mult ca România să obțină acea funcție de vicepreședinte pentru industrie. Că vin din sectorul industrial și mi-aș fi dorit ca România să demonstreze prin... Stați puțin că domnul Ciolacu n-a spus de portofoliul ăsta, a spus de economie și de economie și vecinătate. Eu vă spun o părere personală că vin din sectorul industrial și prin declarația de la Anver din 20 februarie, cred că s-a trasat o direcție foarte bună, clară pentru Europa ca un pol industrial. Pe de altă parte, orice poziție de nivel înalt pe care ocupă un român este de apreciat. Dar de ce PSD nu are nicio propunere pentru o funcție la nivel înalt? De unde știți că nu are nicio propunere? Nu se discută despre PSD. Nu există în această discuție despre top jobs. Haideți să așteptăm toate mesajele care vor veni. Haideți să așteptăm alegerile care să valideze. Ar putea Marcel Ciolacu să meargă într-o funcție europeană? Nu vreau să comentez un astfel de scenariu, nici nu există, practic nu se discută în acest moment, dar cred că e important că la nivel european se recunoaște faptul că România, prin poziția geostrategică, trebuie să joace un rol important în tot ceea ce se va întâmpla din 2025 încolo. Iar ca un comentariu, pentru că am văzut că doamna Brunzel spune despre ceea ce a făcut sau ceea ce n-a făcut Klaus Iohannis și nu vreau să-mi răspundeți, că nu am pretenția să-mi dați un răspuns. Văd că sunt foarte mulți cei care sunt de dreapta sau de centru-dreapta care îl critică în acest moment pe Klaus Iohannis. Mă întreb ce au făcut în 2020, că probabil că n-au votat cu doamna Dăncilă, dacă nu mă înșel. Ați votat-o pe doamna Dăncilă, doamna Brusius? Nu, n-am votat-o pe doamna Dăncilă, dar nu l-am votat nici pe domnul Klaus Iohannis. Nu v-ați dus la vot? Am fost la vot, însă mi-am anulat buletinul. I-ați votat pe amândoi? Nu l-am votat pe niciunul. Nu puteam să cred în niciunul, dar dacă îmi permiteți doar câteva secunde, pentru că domnul Bușoi mai devreme a spus că AUR devine din ce în ce mai extremist, adică noi din ce în ce mai, tot mai extremiști suntem. Aș vrea să îl întreb pe domnul Bușoi dacă suntem extremiști pentru că susținem esența și istoria și naționalismul în România, dacă a fi un partid creștin înseamnă că ești extremist, dacă a ține cu țara și a arăta ce se întâmplă în spatele ușilor închise din Parlament și din Guvern și din instituțiile publice înseamnă a fi extremist, dacă a ține cu românii înainte de a ține cu ucrainienii pe care îi compătimim pentru că sunt victimele unei agresiuni de neimaginat și de nedorit pentru nimeni, dar a ține cu românii înaintea
altora înseamnă extremism, sau ceea ce fac dânsii și ce au făcut unii atunci când ne-au închis în case în timpul pandemiei, atunci când ne-au pus rudele în saci negri și nu ne-au dat voie să îi înmormântăm, atunci când au ținut țara în subdezvoltare, când iată ce se întâmplă și ce trăim zi de zi din cauza incompetenței și lipsei de profesionalism. Nu ăsta este un lucru mai de acuzat și de până la urmă încadrat la extremism, când jumătate din țară trăiește în sărăcie și se zbate și sute de mii de copii merg flămânzi la culcare? Credem noi că ei sunt extremiștii, ei sunt cei care acum comasează și au format un partid comasat român în așa fel încât să-și subordoneze întreaga țară, în așa fel încât să dețineți controlul absolut în întreaga țară, să nimiciți orice urmă de opoziție și să ne întoarcem la ceea ce am avut înainte de 89. Domnule Pufu, că dacă când vă aud, îmi vine să fug și să mă feresc, adică să mă baricadez undeva să reușesc să mă autosalvez. Speriați de Da, păi nu, dacă aud. Eu acum o întrebare ascultându-vă. O să-l votați pe George Simion? Bineînțeles. Fiind președintele dumneavoastră. Bineînțeles, și pentru că noi credem în el. Nu votat președintele atunci. Iar acum când întrebați și când povestiți atât de frumos despre cum este partidul dumneavoastră creștin, nu pot să nu citesc și să ascult ultima declarație a domnului președinte George Simion, în care aduna în cadrul partidului, în rândurile dumneavoastră, excroșii și dubioși. Deci, eu zic să vă lămuriți la nivel ideologic și să vedeți ce fel de partid sunteți, pentru că probabil că vă aflați într-o criză, ați învățat foarte repede punctajele de partid și vă felicit pentru asta, adică le știați foarte bine și pe cele din antecedentele... Vă mulțumesc pentru respectul acordat facultăților mele mentale și intelectuale, da, vă mulțumesc, n-am ce să spun. Dacă credeți că sunt capabil să învăț un punctaj de partid, dar, da. Nu, dar ce ați vorbit foarte frumos, că o identific aici și pe doamna Șoșoacă, identific și toată forma asta radicală, ultrașă, prezentă în Parlamentul României și mai ales în Camera Deputaților. Da, mulțumesc și pentru acest compliment. E aceleași... prima dată când cineva îmi spune că le amintesc de Șoșoacă. Sunt, ce să spun? Sunt aceleași punctaje, sunt aceleași declarații pe care le fac și ei. Semn că știți care e treaba? Escroce ăștia și dubioșii aceia. În primul rând, acea declarație nu este încă demonstrat că provine de la George Simion. Dar escrocii și dubioșii, să știți că au fost întâi prin partidele dumneavoastră. Nu, eu cred că dumneavoastră ați adunat foarte mulți. Ideea este așa. Noi am învățat... N-aș vrea să ducem discuția asta la un... faceți referire la o înregistrare audio care ar fost trimisă de George Simion către liderii partidului. N-a fost demonstrat acest lucru, bineînțeles că nu știm că nu. Domnule Pufu, aș reveni puțin la congresul PP. E un eșec pentru PNL dacă Klaus Iohannis nu va ajunge într-o funcție la nivel înalt, la nivelul Uniunii Europene? Nu este niciun fel de eșec, pentru că ați văzut, a spus și mai devreme Cristi Bușoi, este o intenție din partea liderilor. Normal că dacă se poate confirma și sper să ajungem acolo, pentru că pentru mine ca român ar fi foarte îmbucurător și atâta vreme cât mai avem români care ne reprezintă cu cinste, zic eu, la nivel european, de ce să nu mai fie încă cineva? Nu și-a propus nimeni să ajungă acolo. Sunt negocieri politice probabil în spate, așa cum a spus mai devreme colegul meu, dar dincolo de asta nu cred că poate fi considerată nicio înfrângere pentru nimeni. O eventuală, eu știu, altă poziție, ocuparea poziției de către altcineva. Nu cred că se pune problema așa. Sebi, m-aș întoarce puțin la ce se întâmplă pe scena politică românească, chiar dacă pare așa că am uitat de alegeri și de comasări și de alte lucruri. Nu se întâmplă asta, în continuare se discută, se caută candidați, dar vreau să vedem împreună ce a spus Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, astăzi, fiind acolo la un metru de domnul Weber, despre ce a discutat cu liderii PP, cum le-a explicat de această alianță pe care au fost obligați să o facă cu cei de la Partidul Social Democrat. Haideți să-l vedem pe Nicolae Ciucă. Ați stat de vorbă cu domnul Manfred Weber legat de această alianță PNL-PSD din România și în special despre listele comune de la alegerile europarlamentare. Dacă ați putea să ne spuneți ce v-a spus și, de altfel, ce părere au alți lideri europeni despre această alianță, dacă ați primit feedback până acum. Am discutat cu domnul Weber
situația politică din România. Am discutat despre modul în care această coaliție politică a reușit să guverneze țara de la sfârșitul anului 2021 și până în prezent. Am discutat despre această nevoie de asumare a responsabilității între două partide din familii politice diferite pentru a putea să asigurăm stabilitatea și guvernarea țării într-un context de securitate economic și cu toate crizele pe care nu vreau să le mai repet acum. Și dumnealui și desigur ceilalți lideri europeni au înțeles demersul nostru. Pot să vă spun chiar că sunt țări care au încercat să urmeze modelul nostru după alegerile care au avut loc în țările respective și asta înseamnă că poate fi o formulă care să funcționeze. De altfel, la nivelul Parlamentului European, majoritatea, în momentul de față, este creată de către Partidul Popular European, împreună cu SND, cu Renew. Avem nevoie în acest context în care populiștii și extremiștii au avut o creștere semnificativă, să putem să generăm și să recâștigăm încrederea cetățenilor pentru tot ceea ce înseamnă politica de centru, pentru că centru-dreapta a demonstrat de fiecare dată prin politicile sale că nu a urmărit altceva decât dezvoltare și prosperitate și atunci când a fost nevoie să facă sacrificiu necesar pentru a depăși momentele de criză, am putut să realizăm și o coaliție sau să avem acest parteneriat prin care să ne ducem la bun sfârșit obiectivele asumate. Da, Sebi, un exemplu pentru alte țări, cred că se uită toți la noi și zic, mamă, cum ori făcut aia să se reunească, să meargă, da, acum. Liste comune, dar să meargă la locale separat? Da, la locale separat, mai puțin Bucureștiul, unde la fel ca la lista pentru Bruxelles, încă nu e femeia, da, care să tracteze lista pentru Parlamentul European sau pentru Primăria Capitală. Coaliție cu femeile. Nu prea găsesc. Deși Gabriela Firea înțeleg că oricum în continuare își dorește să fie candidat. Gabriela Firea este cea mai bine cotată în sondaje pentru Primăria Capitalei din partea PSD. Apropo, domnule Spătaru, de ce nu susțineți pe Gabriela Firea? Aveți un candidat care e acolo umăr la umăr aproape cu primarul Capitalei și dumneavoastră căutați tot felul de variante pierdeți alegerile. Nimeni nu a spus că nu o susține pe care Gabriela Firea. Doar am spus că nu s-a luat o decizie și această decizie va fi luată în coaliție. Asta nu înseamnă că... Dar nu vi se pare ciudat așa să aveți un candidat bun și să nu-l puneți la Primăria Capitalei? În primul rând, pentru anumite orașe, pentru anumite municipii, se va lua o decizie comună și atunci este normal ca în urma acestor discuții și analize și sondaje să venim cu varianta cea mai bună. Dacă vorbim de București, cred că bucureștenii înțeleg de ce analizăm foarte bine și încercăm să venim cu un program comun, tocmai pentru a nu mai vedea un București așa cum este acum. Și am mai spus-o și ieri la o altă emisiune, Bucureștiul are unul dintre cele mai mari bugete europene. Suntem la același nivel ca orice alt oraș european. Și uitați-vă cum arată. Eu nu sunt, e adevărat, sunt de foarte puțin timp în București, dar nu cred că dacă te duci și vezi cam cum arată centrul Bucureștiului, nu vorbesc de suburbii sau de alte zone, nu cred că ai senzația că Bucureștiul are un primar gospodar așa cum ar trebui să aibă. Și cum vă explicați că Nicușor Dan e pe primul loc în sondaj? Nu mă explică niciun fel. E un sondaj făcut. Este adevărat, poate fi pe primul loc atât timp cât coaliția încă nu a venit cu un nume pe care să-l susțină și atunci vom vedea care domnule va fi Pufă, de fapt. E valabil și pentru dumneavoastră. Este valabil. Aveți un primar pe care l-a susținut acum 3 ani și jumătate, care e pe primul loc în sondaje,
Și brusc v-ați reorientat către cine? Către nimeni. Nu mai dorim să trăim experiența unui primar independent. Da, totuși a fost câștigător. Acum vreți să trăiți experiența unui primar pierzător? A fost câștigător, dar totuși pentru București trebuie un primar asumat politic, pentru că tot ce se întâmplă în București la ora actuală înseamnă responsabilitate. Și dacă Bucureștiul n-a mers în acești 4 ani, noi, sprijinând în Consiliul Local ca să nu creăm, eu știu ce, alte probleme, dar una peste alta, dezvoltarea Bucureștiului și viziunea despre Bucureștiul ăsta european, despre care o să vorbim și în zilele astea, chiar în cadrul PPE, reuniunii, asta înseamnă asumare și asumare politică. Și atunci e normal că și PSD București a desemnat candidatul pe care îl susține, și PNL București a desemnat candidatul pe care îl susține. S-au pornit sondajele, sunt 3 institute de sondaje care vor da rezultatele în maxim 2 săptămâni, și atunci vom avea o evaluare și un portret robot al celui mai bun candidat care să câștige alegerile, pentru că atâta vreme cât noi, coaliția, care deocamdată din evaluări putem să spunem că vom câștiga alegerile, atunci trebuie să venim cu un candidat perfect pe croiala pe care o așteaptă bucureșteanul astăzi. Exact de astăzi, în 3 luni, sunt alegerile. Nu vi se pare o formă de irresponsabilitate politică să n-aveți dumneavoastră, această mare coaliție PSD-PLN, un candidat? Eu i-aș spune mai mult responsabilitate politică și asumare de data aceasta și un respect față de bucureșteni, astfel încât să venim cu candidatul potrivit pe așteptările lor. Mi se pare totuși o formă de respect. Putea să veniți cu un candidat dezastruos și le spuneți bucureștenilor, totuși bucureșteni, nu v-am oferit un dezastru, vă mai ținem exact puțin. Exact asta nu vrem să se întâmple. Bine. Și poate e mai bine să gândim de 4 ori ca să putem să luăm o decizie odată și decizia cea mai bună. Dar la Buzău ce faceți? Îl susțineți pe Constantin Toma? Nu am ajuns la această discuție deocamdată. Noi mergem... Îl susțineți, nu îl susțineți, este primar, nu? O să vedem asta, dar dânsul așa invocă tot felul de sondaje în care s-a plasat și se plasează la peste 70%. Sondajele PNL în niciun caz nu îi confirmă dânsului, nici așteptările, nici profețiile. Nu 70%, dar iese pe primul loc, că poate să aibă și 30% și să fie pe primul loc. Buzău este un caz atipic și bănuiesc că de asta mă și întrebați, că acolo este leagănul colegilor din PSD acolo și acum sper să devină și leagănul civilizației întregii țări. Și atunci noi respectăm această poziție, ne vom bate acolo, n-am luat încă o decizie, o să o luăm, dar cu siguranță vom participa prin noi înșine acolo. Asta înseamnă prin PSD, că la europarlamentare, prin noi înșine, înseamnă pe listă comună acolo cu PSD. Acolo este altă discuție. Doamna Brunsils, dumneavoastră aveați șansa să veniți cu un candidat puternic la Primăria Capitalei. Și ce ați făcut? Ați luat unul cu trecut de la PSD. Nu aveți nici dumneavoastră rezervă de cadre? Ba da, avem rezervă de cadre, însă Mihai Enache a convins pe toată lumea, Comisia de Evaluare, pentru că la noi totul se trece prin platforma de meritocrație, și a convins pe toată lumea că este o persoană tânără, nepătată, un om care are deja experiență în administrație, un om care a fost implicat în proiecte mari în capitală, și atunci de ce să nu acorzi șansa unui om tânăr să fie acolo și să demonstreze ce poate. Și tocmai că ne-am dorit să venim cu un profil totalmente diferit de profilul celorlalți și de profilul candidaților clasici PSD-PNL. Pe el au plasut aceasta a fost sondaje. Aceasta a fost deocamdată. N-a început încă campania. Noi nu-l subestimăm pe Mihai. Este un tip extraordinar de inteligent, foarte muncitor și care cu siguranță va oferi o surpriză plăcută în timpul campaniei. Va veni lângă el și echipa foarte bună de pe sectoare. Va fi această campanie mai mult, nu știu, pentru dumneavoastră cei de la AUR, un test electoral mai degrabă?
pe fiecare localitate, pe fiecare județ în parte, că nu ați trecut printr-un astfel de test. Bineînțeles că este un test și noi chiar dăm dovadă de responsabilitate prin faptul că ne și evaluăm fiecare candidat în parte. Și aveți un target câte, nu știu, câți consilieri locali, câți consilieri județeni la nivel național măcar veți avea? Noi tindem, normal, în acest moment, în ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European, suntem undeva la aproape 28-30%. Ne dorim același lucru și la alegerile locale și s-ar putea ca această comasare, care era gândită să ne oprească creșterea, de fapt să ne ajute să ne atingem targetele așa cum noi le-am impus de la începutul anului. Da. Respectiv ne dorim cel puțin 30%. Acum, bineînțeles că vom vedea. Să știți că noi ne-am dorit întotdeauna și am pus mult mai mare accent pe alegerile pentru Parlament, pentru Parlamentul European, bineînțeles, care sunt foarte importante, și apoi prezidențialele, dorind deci să ajungem la guvernare ca să putem să schimbăm România pe ansamblu și în același timp să mergem mai mult pe o generație de viceprimari. Acum, cu comasarea, ne-am adaptat și noi strategii. Vom merge pe câștig de primării și da. Vom de asta, avea candidați buni. De asta traseiști în partid. Primim așa numiți traseiști. Unii sunt traseiști, alții nu sunt. Depinde cum te uiți la definiția traseismului politic. Îi primim pentru că am învățat de la PSD și PNL cum se joacă în politica din România. Tocmai erați altfel decât PSD și PNL, așa spuneți? Păi da, dar doar cu acele principii și cu idealismul nu poți câștiga alegerile. Iar noi, pentru a putea să facem ceea ce ne dorim pentru România, pentru România, reforma administrației publice, reducerea numărului de funcționari de la 1.300.000 la maximum 800.000-900.000, comasarea instituțiilor publice, comasarea primăriilor din comunele de sub 5.000 de locuitori și așa mai departe. Un guvern doar cu 12 portofolii, maximum 50 de secretari de stat. Noi avem foarte multe planuri care sunt prinse în programul nostru de guvernare. Am mai văzut pentru asta trebuie. Planuri, doamna, da, însă permiteți-mi, spre deosebire de ceilalți, noi suntem singurul partid care chiar le vom face. Și de ce? Nu pentru că m-am trezit care are Bogdan să promit aici. Nu, știți de ce? Permiteți-mi doar să închei ideea. Nu, știți de ce? Pentru că nu avem în interiorul partidului sinecurile care să ne tragă înapoi. Nu avem primarii. Nu avem primarii. Fiți liniștiți. Cine muncește, nimeni nu vine la masa pusă în aur. Cine muncește, ocupă locurile din față. Ceilalți contribuie și vom vedea. Nu avem foarte mult timp și chiar vreau să discutăm și despre ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, pentru că s-a dat liber la prezidențiale în septembrie, dacă tot discutăm de alegeri. Încă nu s-a dat, că au contestat cei de la USR la Curtea Constituțională. Domnule Spătaru, de ce vreți alegeri prezidențiale în luna septembrie? Sunt câteva aspecte practice pe care le-am și menționat. Dacă aglomerezi alegerile prezidențiale cu alegerile parlamentare în ultima perioadă a anului, va fi extrem de dificil pentru toată lumea să se organizeze alegerile așa cum trebuie. Și în 2019 cum a fost? Așa. În 2014 cum a fost? Dar așa. Nu au fost patru rânduri. În 2009 nu au fost patru așa. Nu au fost patru rânduri de alegeri. Păi nu, este 2024, începutul anului. 2024 este un an atipic pentru România. Și ați vrut să-l faceți și mai atipic? Nu am vrut să facem mai atipic. Nu înțelegem de ce credeți că am vrut să-l facem. Nu înțeleg de ce devansați data alegerilor prezidențiale. Dar are o problemă cu devansarea datei alegerilor? Adică credeți că dacă se devansează această dată alegerilor și mandatul președintelor sau mandatul aleșilor locali se respectă, e o problemă? Dar e o problemă. E o problemă să faceți campanie în luna august. În luna august oamenii sunt în vacanța de vară. Sunt în Tasos. Mergeți în Tasos pe plajă să împărțiți pliante cu candidatul PSD? Credeți-mă, românii nu se duc mai în Tasos. Românii rămân în țară. Uitați-vă care a fost gradul de ocupare la Constanța. Eu, întâmplător, am locuit și în Constanța o perioadă de timp și o să vedeți că românii preferă litoralul românesc, se duc la munte, vara, deci nu trebuie să te duci numai, să faci și unii plecați campanie numai în Tasos. Vi se pare normal, democratic, să faceți campanie în timpul vacanței de vară? Mi se pare normal să facem campanie și să ajungem la oameni în orice perioadă a anului. Deci faptul că e vara nu ar trebui să reprezinte o problemă. Și până la urmă este responsabilitatea noastră ca partide, ca mesajul pe care îl transmite să ajungă la oameni cât mai corect și cât mai aproape. Pentru că vă bazați pe istorie și istoria ultimilor 20 de ani arată că oricum pierdeți în finala prezidențială. Să știți că Partidul Social Democrat în momentul ăsta arată cumva altfel față de Partidul Social Democrat din istorie. Și cred că lucrul ăsta s-a demonstrat
prin responsabilizare, prin faptul că spunea doamna Brunzel că e o coaliție toxică. Dacă această coaliție toxică a dus la creșterea, cea mai mare creștere din Europa, sau duce la păstrarea acelui rating financiar, cred că dacă asta a fost înțelesul, înseamnă că într-adevăr putem să spunem că vom continua să creștem, să investim, să aducem nivelul de trai al românilor la un nivel acceptabil, și cred că România apreciază acest lucru. Domnule Pufu, faceți alegeri în prezidențiale în septembrie ca să poată demisiona Klaus Iohannis? Așa s-a decis. Dar nu ca să poată demisiona. Dar nu să demisioneze Klaus Iohannis. S-a decis din mai multe considerente. Pe de o parte, să existe o legitimitate mult mai mare. A doua, să existe anumite economii. Ceea ce spuneți dumneavoastră, după părerea mea, referitor la cetățeni, vă spun că... să nu mai fie în noiembrie, să fie în septembrie. Într-adevăr, se face o economie mare dacă le mutați cu două luni înainte. Că ați zis mai devreme cu campania în vară. Eu cred că, și nu știu, sper să nu deranjez foarte tare, că există o responsabilitate numai a noastră, a clasei politice, pentru acest an. Pentru că ne alegem cu toții. Și noi, clasa politică, să știți că alegem în aceeași măsură și cu cetățenii. Ăsta este acest an încărcat electoral. Și atunci, cred că nu deranjează foarte tare ca, nu știu, o duminică, că nu o să stea fiecare român toată vara așteptând campania noastră electorală, dar măcar o săptămână, două, să putem face campanie și să putem ajunge cu mesajele noastre către dânsii și către fiecare dintre ei, eu cred că este o responsabilitate comună a tuturor. Nu cred că este atât de deranjant, pentru că ne alegem viitorul pe următorii 4 ani, și 4 ani în care înseamnă lipsa oricărui scrutin, sigur, deci 4 ani de liniște și de construcție. Da, 4 ani de liniște puteam să avem și acum, dar n-a fost prea mare liniște pe scena politică. Vă mulțumim tare mult că ați participat astăzi la România Politică, iar noi ne reîntoarcem după o scurtă pauză de publicitate. În platoul România Politică vine primarul din Sfântul Gheorghe, cel care își dorește un al 5-lea mandat acum în iunie, pe 9 iunie, atunci când vor fi alegerile locale. Rămâneți pe Prima News. Doamnelor și domnilor, am revenit la România Politică. Alături de noi în această oră vă spuneam că vine primarul din Sfântul Gheorghe, Antal Arpad. Bună seara, domnule primar, bine ați venit la România Politică. Bună seara, bine v-am găsit. Aș începe tot așa cu subiectul principal, nu, Sebi? Congresul PPE și dumneavoastră, cei de la UDMR, sunteți, faceți parte din acest grup politic. Decizii importante, poate cea mai așteptată veste ar fi dacă va fi sau nu Klaus Iohannis unul dintre candidații pentru o funcție la nivel înalt. Aparent nu prea se întâmplă asta. Dumneavoastră personal, așa, l-ați votat, l-ați susținut pe Klaus Iohannis să ocupe o funcție la nivel înalt din partea PPE și din partea României după cei 10 ani de mandat? Eu cred că e foarte important să dăm un mesaj foarte puternic, noi cei din Europa Centrală și de Est, pentru că eu cred că privim lumea un pic diferit, noi cei din Est, decât cei din Vest, și eu cred că o prezență a unor oameni politici din zona Europei Centrale și de Est ne-ar ajuta să ducem acele mesaje care sunt importante pentru noi. Aș vorbi despre un singur lucru, politica de coeziune a Uniunii Europene se discută din ce în ce mai mult ca anumite fonduri să fie luate de la politica de coeziune și transferate în altă zonă. Nu cred că este ok pentru noi. Pentru noi e foarte important să avem fonduri din care să putem investi în oameni, în comunități, în orașele și comunele noastre. Domnule Antal, dar per total, cum a fost Klaus Iohannis? Ce fel de președinte a fost Klaus Iohannis pentru comunitatea maghiară? A fost un președinte care ne-a dezamăgit. Și pe dumneavoastră? Ne-a dezamăgit. Trebuie să știe toată lumea că a avut o susținere foarte importantă, masivă din partea comunității maghiare, cred că peste 80%. Da, mai ales dintre... în 2014. Când în 2014, așa este. Deci am avut așteptări foarte mari și este adevărat și trebuie să recunoaștem, ne-a dezamăgit. Dar ne-a dezamăgit și Băsescu, ne-a dezamăgit și Iliescu, deci nu este o noutate neapărat pentru România, comunitatea maghiară, așa este. Da, poate reușiți într-un final să impuneți un candidat din partea UDMR, că oricum aveți tot timpul așa, poate nu la alegerile de anul acesta, dar poate pe peste câțiva ani să impuneți un candidat din partea UDMR la șefia țării.
dar eu cred că am avut deja oferte foarte bune. L-am avut pe domnul Frunda în 96, da. L-am mai avut pe domnul Morcubilă, l-am avut pe domnul Kelemen Hunor și de foarte multe ori am întâlnit acest argument. Ce păcat că e ungur, că dacă n-ar fi ungur, l-am vota. Vi se pare stupid? Așa, totuși, că e foarte stupid și eu chiar cred că va veni momentul în care cetățenii acestei țări într-adevăr vor alege omul și nu se vor uita la etnia omului. De fapt, nu s-au uitat nici în cazul lui Klaus Iohannis. De aici am avut și așteptările foarte mari, pentru că a fost un minoritar venind din Sibiu. Ne-a dezamăgit. Asta soluția este să puneți un candidat UDMR fie pe listele PSD, fie pe listele PNL la prezidențiale. Că pare că are mai multe șanse. Nu, asta este exclus. Deci nu. Apropo de acest schimb de candidați, a fost domnul Marcel Ciolacu în comunitatea maghiară, în județele din Secuime, și v-a făcut această ofertă. UDMR să pună un candidat pe listele PSD la București și dumneavoastră să puneți acolo un candidat de la PSD. Cum vi se pare? Mi se pare lipsit de sens, sincer să fiu, pentru că noi nu cred că ar trebui un UDMRist să fie transferat la PSD și un PSDist la UDMR. Nu cred că ar trebui să facem schimb de prizonieri. Nu. Deci, evident, vom refuza această ofertă cu eleganță, fără nicio problemă. Eu cred că e foarte bine dacă fiecare comunitate, fiecare partid politic are oamenii lui. Și ar fi foarte important să-și păstreze oamenii. Pentru că ceea ce am văzut în ultimii 30 de ani, această migrație politică în interiorul Parlamentului, eu cred că asta este cancerul democrației românești. Și gândiți-vă că un om, dacă cumpără un vot, ajunge la închisoare. Da? Dacă cumpără cu 50 de lei, 100 de lei, cu cât o fi, și e foarte bine. Dar în momentul în care se cumpără sute de mii sau milioane de voturi trecând dintr-un partid la celălalt în Parlament, oamenii, nu se întâmplă nimic. Eu cred că asta este o problemă foarte serioasă a democrației din România și ar trebui găsite soluțiile pentru a fi stopată această migrație politică în Parlament, dar și în administrația locală, bineînțeles. Acum e la mod administrația locală. Da, păi și atunci cum vedeți această ordonanță de urgență care practic dă liber primarilor, aleșilor locali să migreze de la un partid la altul, tocmai acum în prag de alegeri, când știm cu toții că se fac negocieri, fiecare partid încearcă să atragă de partea lui primarii care, bineînțeles, că pleacă cu prima șansă în această cursă electorală. Deci eu refuz această atitudine și cred că încă o dată subliniez, este cancerul democrației românești, acest traseism politic, felul în care sunt cumpărați primari, sunt atrași primari, sunt atrași și cumpărați parlamentari să treacă de la un partid la celălalt. Gândiți-vă că au fost, sau amintiți-vă că au fost partide care nu au participat la alegeri și au format după aceea grup politic în Parlamentul României. Și li s-au dat și bani. UNEPR, acum Forța Dreptei, nu știu dacă au grup parlamentar, dar nu sunt au, și separați. Pentru că nu i-au lăsat, pentru că au nevoie de ajutor din partea majorității, dar la Pro-România ne amintim cu toții, da? Că nu a fost un partid care a candidat în alegeri. Toate astea au început să primească inclusiv fonduri de la bugetul de stat pentru parlamentarii pe care îi aveau aleși pe alte liste. Vilă în centrul capitale pentru sediu de partid. Spuneați de a cumpăra primari și dumneavoastră sunteți edil din 2008? Da, așa este. Asta înseamnă că mergeți acum pentru al cincelea mandat. Cum se cumpără, cum se face această tranzacție de primar? Că bănuiesc că ați văzut sau ați fost ofertat sau poate ați auzit povești din partea colegilor. Nu am fost ofertat, probabil pentru că cei care ar fi dorit să mă oferteze știau că n-au nicio șansă. La noi în județ, în zona Ținutului Secuiesc, nu există acest fenomen de cumpărare de primar. La fel cum nu există nici în Parlament, niciun parlamentar de la UDMR nu a trecut la alt partid și niciun parlamentar de la alt partid nu a venit la UDMR în 33 de ani de democrație. Ați dat acum în această legislatură, ați dat afară totuși parcă doi parlamentari din grup. Un singur parlamentar, dar a devenit independent, nu a trecut la alt partid. Da, avea probleme acel cu probleme de integritate. Da. De ce nu vreți să faceți pasul către o funcție ministerială sau altă funcție și preferați să fiți ales local?
Ați fost sigur, ați fost în Parlamentul României între 2004 și 2008, dar de atunci sunteți, cum zicea și Larisa, candidați pentru al cincilea mandat. Da, eu cred că ține și de personalitatea noastră. Mie îmi place foarte mult munca asta de primar, să fiu aproape de oameni, să iau decizii, să văd consecințele acestor decizii. Dacă iau o decizie bună, se vede. Dacă iau una proastă, se vede din nou. Practic, sunt între oameni, rezolv problemele lor. Am preluat un oraș care era într-o situație destul de dificilă și l-am dus, cred eu, într-o direcție foarte bună. Oamenii se înțeleg bine. Este un oraș complicat, cu comunități diferite. Am reușit să împac pe toată lumea. A înțeles toată lumea că o stradă nu are în partea dreaptă trotuar românesc și în partea stângă trotuar unguresc. Aveați asemenea probleme la început? Aveam aceste probleme, da. Și acum cred că am devenit o comunitate foarte puternică și este un oraș care se dezvoltă, în care oamenii se simt bine și e un lucru extraordinar. Cu ce vă mândriți ca primar? Cel mai important pentru mine este comunitatea, faptul că oamenii sunt mândri de orașul lor, că în momentul în care vin alții din alte zone ale țării, spun ce oraș frumos, parcă am fi în străinătate. Asta se spune de foarte multe ori când vin oamenii în Sfântul Gheorghe. Da, investițiile acestea făcute în ultimii ani, am văzut inclusiv un site în care am făcut un tur virtual al orașului, sepsi360.ro este site-ul. Eu recunosc că nu am fost în Sfântul Gheorghe. Poate când eram mică am ajuns în acea zonă, în Covasna, Harghita și toată zona aceea, deși sunt din Târgu Mureș, adică sunt relativ din zonă, dar am reușit să fac un tur virtual și arată foarte bine. Întrebarea mea este de unde au venit investițiile. Știu că s-a discutat foarte mult despre investițiile guvernului condus de Victor Orban în această zonă a Transilvaniei. Vin bani așa pentru proiecte importante de la guvernul Ungariei sau mai degrabă cu bani de la guvernul României? Deci cele mai multe fonduri vin din fonduri europene. Deci, bani deci europene. Pe locul întâi sunt fondurile europene, pe locul doi sunt fondurile guvernamentale, pe locul trei sunt fondurile locale și pe locul patru sunt fondurile venite de la guvernul de la Budapesta. Și mă întâlnesc din când în când cu această întrebare, că de ce investește Ungaria în România, în Transilvania și așa mai departe. Iar aici am un răspuns foarte simplu. Ungaria dă bani acolo unde solicităm noi, membrii comunității maghiare. Și cea mai importantă investiție a statului maghiar a fost Universitatea Sapienția, Universitatea în limba maghiară. Dar am cerut bani de la Budapesta pentru această universitate după ce am cerut 25 de ani bani de la Guvernul României pentru Universitatea Maghiară și am fost refuzați. Pentru că eu cred că normal într-o țară europeană ar fi ca noi, cei care plătim impozite pentru statul român, să ne luăm banii de la statul român și să facem universitate în limba maghiară. Nu să dea cetățenii maghiari din Ungaria care plătesc taxe pentru statul maghiar să dea bani pentru universitatea noastră. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea, dacă noi avem un scop, scopul, țelul nostru era să avem o universitate în limba maghiară. Faptul că ne refuză Bucureștiul, asta nu înseamnă că vom renunța să dorim să avem universitate. Vom cere de la altundeva. Dar care erau motivele pentru care v-au refuzat să facă, să investească în... Până la urmă, era o universitate. Se putea, nu știu, putea să vă ceară să fie și cursuri în limba română, adică să fie pentru toată lumea, dar să fie și cursuri sau specializări în limba maghiară. Adică mă gândesc că putea să ajungă la un acord. Care au fost motivele pentru care v-au refuzat? Deci noi am avut universitate maghiară până când a venit Ceaușescu și a închis Universitatea Boiei din Cluj. Noi, după Revoluție, am cerut să ni se dea înapoi universitatea închisă de Ceaușescu. Noi am sperat că după regimul Ceaușescu vin alte regimuri cu alte mentalități și tot ce a stricat Ceaușescu vom reuși să reparăm, inclusiv acele probleme care vizau comunitatea maghiară. Dar am fost refuzați. De ce am fost refuzați? Întrebați politicienii de la București. Am văzut că aveți și un stadion acolo nou. E într-un fel bijuteria orașului. Avem mai multe bijuterii, da? Una dintre bijuterii. Cum ați ajuns să jucați în fotbalul românesc? Deși în urmă cu câțiva ani nu exista această echipă din Sfântul Gheorghe. Dar totul a pornit de la un investitor local, de la domnul Bruno Semilaslu, care s-a gândit să facă o echipă de fotbal și a început din Liga Județeană. Da. Avem o mică problemă tehnică, da. Domnule primar. Sebi,
vedem așa, da, că până la urmă urmei partea aceasta a țării, zona aceasta Ținutul Secuie, Secuime, zona Ardealului, a rămas cumva în urmă cu investiții, cu bani de la, da, de la guvern. Deși vedem că în zona Clujului, Oradea și așa mai departe, e foarte bine dezvoltat, avem autostrăzi. Pentru că au fost primari de la PNL acolo și PNL era mai tot timpul la guvernare. Sigur, și UDMR a fost la guvernare și când a fost la în opoziție, de multe ori a fost prietenos cu puterea, însă totuși banii investiți în guvernele României, în județele cu voturi majoritar din România, sunt net superioare celor banilor ajunși acolo în Secuime, în Harghita și Covasna. Deci aici e un punct de vedere pertinent, e un argument venit din partea liderilor UDMR, pe care l-am auzit an la rândul și pe care societatea aproape că l-acceptă, mai puțin clasa politică de la București. Da, cu toate astea, domnule primar, am văzut, ați avut ministru dezvoltării, domnul Cechi, a fost 2 ani sau cât ministrul dezvoltării. A simțit o schimbare în această perioadă din punct de vedere al fondurilor care veneau de la guvern pentru comunitatea pe care o reprezentați? Deci, întotdeauna când suntem la guvernare, fondurile se împart mai corect în România. Iar dacă este să vorbim despre domnul ministru Checkout, eu cred că îl regret o țară întreagă, pentru că atâta timp cât era ministru, chiar mergeau programele. De când nu mai e ministru, fără să vreau să-l supăr pe noul ministru care mi-e vecin și întotdeauna am spus să... În familie mai poți avea disensiunea cu vecinii, trebuie să ai relații bune, dar și probabil nu este vina domniei sale, dar după ce UDMR a ieșit de la guvernare, foarte multe programe naționale care se derulau prin Ministerul Dezvoltării au fost oprite. Da, începuseți o poveste despre fotbal. Da. Deci totul a pornit de la un investitor local, de la domnul Dio Seghilaslo, care s-a gândit să aibă o echipă de fotbal, l-a înscris în Liga Județeană, nu știu cum e, Liga 2-a, 3-a, și în fiecare an a făcut un pas înainte. Aveam un stadion în oraș care era la Ministerul Tineretului și Sportului și am tot rugat guvernanții să ne transfere dreptul de proprietate al acelui stadion ca să-l modernizăm, ca să avem și noi stadionul nostru. Și am fost refuzați. Ani de-a rândul am fost refuzați până când s-a făcut această solicitare către guvernul de la Budapesta și ne-a construit un stadion. Între timp am primit și noi stadionul, acum avem 2. Pe stadionul, cele care spunea și Sebi, este plătit din bani de guvernul de la Budapesta. Stadionul a fost construit. Pe baza unui proiect finanțat de guvernul de la Budapesta. Și acum mai aveți încă unul, cel pe care vi l-a transferat statul român în proprietatea Consiliului Local, bănuiesc, exact, nu? Exact, deci aveți... Păi nu, am văzut, mă uitam un pic aici pe investiții și am văzut pe infrastructură sportivă, aveți multe investiții făcute, vă puteți lăuda în curând cu un patinoar. Da, așa sper și eu că ne vom putea lăuda. Este un proiect care urmează să fie finanțat prin CNI, deci o investiție prin bani de la Guvernul României, și eu cred că foarte frumos vor sta unul lângă altul, stadionul finanțat de Guvernul de la Budapesta cu patinoarul finanțat de la Guvernul din București, și toată lumea care va veni la noi va simți ce bine e să fii maghiar în România. E Brașov de care sunteți aproape, un model pentru dumneavoastră, un model de dezvoltare urbană și de administrație publică? Nu pot să mă compar cu Brașovul, pentru că nu pot să compar nici Brașovul cu Viena. Deci, noi puțin, suntem, dacă ne raportăm la centru vechi, mă rog, câteva străduțe acolo. Deci, noi suntem un oraș de 50.000 de locuitori, Brașovul e un oraș de 300.000 de locuitori. Eu cred că noi avem foarte multe de câștigat prin faptul că e aproape Brașovul de noi și avem o relație foarte bună la nivel administrativ, Brașov, Sfântul Gheorghe, județul Brașov, județul Covasna. Dacă vă dau un exemplu, aeroportul. Deci, aeroportul este o investiție care a fost finanțată cel mai mult de la Consiliul Județean Brașov, dar susținut și de către noi. Am susținut această investiție, este un proiect regional, un proiect care ne ajută și pe noi. Eu, din centrul municipiului Sfântul Gheorghe, fac 32 de minute până la aeroportul de la Brașov. Dar n-aveți unde să zborați, că nu sunt zboruri. Ba da, din iunie avem inclusiv la Budapesta zboruri de 3 ori pe săptămână.
Deci funcționează. Își arată funcționează. Utilitatea totuși. Deci, cu siguranță, fiecare început e greu. Gândiți-vă că în ultimii 50 de ani nu s-a construit niciun aeroport nou în România. Deci, trebuie să așteptăm. Dacă pas am așteptat, Klaus Iohannis, ne întoarcem dacă am așteptat atâția ani să avem aeroportul, mai putem aștepta câteva luni să vină operatori și să avem rute în toată lumea. Aș reveni un pic, scuze-mă, Sebi, la aceste investiții făcute de guvernul de la Budapesta. Ne-ați spus deja două proiecte importante în care au investit. Mai aveți și alte proiecte importante în care a investit guvernul de la Budapesta pentru că Bucureștiul v-a refuzat? Punctual în municipiul Sfântul Gheorghe nu pot să vă dau alte exemple, dar pot să vă spun că în ultimii 30 de ani totuși a existat o discriminare economică a zonelor unde trăiesc comunități importante de etnici maghiari și într-adevăr au fost diferite proiecte prin care au fost susținuți antreprenorii din aceste zone și este un lucru foarte bun. Până la urmă, taxele plătite de aceste persoane vin la bugetul de stat al României. Vă întoarceți la guvernare din decembrie? Nu excludem și evident fiecare forță politică își dorește să participe la guvernare. Nu particip la alegeri ca să merge în opoziție. Nu poate să fie un scop să fie în opoziție. Ne dorim să fim la guvernare. Eu cred că am demonstrat că atâta timp cât am fost la guvernare, guvernul a fost mult mai coerent, am avut miniștri, secretari de stat foarte performanți. Deci eu cred că este bine și pentru comunitatea maghiară și pentru România ca UDMR să fie la guvernare. Da, credeți că veți avea loc? Pare că PSD și PNL și-au împărțit deja prada și pentru următoarea legislatură. Asta vom vedea după alegeri. Deci nu excludeți posibilitatea de a fi la guvernare cu PSD. Nu. Dar credeți în această idee de stabilitate pe care o tot auzim rostogolită de liderii coaliției de guvernare? Sunt primar de 15-16 ani. Eu cred că stabilitatea pe care am arătat-o la nivel local, stabilitatea înseamnă performanță, este valabil și pentru România. Eu merg foarte des la ministere și există o modă la noi că se pun pozele miniștrilor pe holurile ministerelor. Și întotdeauna mă uit, începând din 2008, de când sunt eu primar, câți miniștri au fost. Și în medie au fost cam 13. Nu se poate așa ceva. Deci nu poți construi politici publice performante dacă schimbi ministrul în fiecare an sau după un an cam și jumătate. Cam așa e media, cam un an de zile ministru ca... Deci ar fi bine să avem stabilitate. Dar cum trageți această stabilitate? Pentru că ultimul guvern care a stat mai mult de un an și ceva a fost Victor Ponta, nu? Guvernul PSD, de fapt și acolo au fost mici schimbări, dar măcar a fost un premier care a rămas acolo. 3 ani și 3 luni a stat domnul Ponta. Da, puțin. Puțin vi se pare? Puțin, da. Deci ați vrea un mandat de 4 ani, cel puțin, da? Pentru un eu cred că pentru România ar fi bine să fie chiar 8 ani aceleași forțe politice, să fie niște decizii importante luate, pentru că dacă facem o analiză vom vedea că nu s-au luat decizii curajoase în ultimii 30 de ani. Noi am avea nevoie de o reformă constituțională. În ce sens reformă constituțională? Care să prevadă ce? Să aducem mai aproape Constituția de realitatea din țară. De exemplu, dacă vorbim de nivele administrative. Da. Regionalizare? Exact. Deci, în acest moment, nu poți da competențe administrative pentru regiuni. Este nevoie de o regândire a regiunilor, dar trebuie să o faci cu capul, nu așa din pix, cum vor să facă unii din București. Deci, e nevoie să fie oameni curajos la putere și să stea o perioadă suficient de lungă la putere încât să aibă timp să ducă la bun sfârșit aceste proiecte care sunt foarte importante pentru România. Da, în cazul în care vorbim de o regionalizare, v-ar plăcea să aveți acolo, să rămâneți acolo Harghita, Covasna și Mureș, adică să fie cele trei județe cumva împreună sau să mergem puțin mai departe și să fie și alte județe? Cum ați vedea? Evident, am un punct de vedere foarte bine format, dar nu cred că aceste dezbateri sunt binevenite în campanie electorală. Tocmai despre asta vorbesc, că ar fi foarte bine ca după alegeri să știm că există posibilitatea ca aceleași forțe politice să conducă țara 8 ani și atunci poți să faci niște politici publice curajoase, pentru că este nevoie de curaj ca acest stat să fie performant. Nu este un stat performant. Deci dacă ne
ne uităm la sondaje, chiar azi a ieșit un nou sondaj din care reiese că peste 70% din cetățenii României consideră că România se îndreaptă în direcție greșită. 80% din cetățenii țării nu au încredere în instituțiile fundamentale ale statului român, nu au încredere în autoritățile din București, pentru că în același timp au încredere în autoritățile locale. Pentru că în același timp, aceiași cetățeni care spun că România se îndreaptă în direcție greșită, spun că orașul lor, comuna lor, județul lor se îndreaptă în direcție bună. Deci este clar că la nivel de București este haos, iar la nivel local există performanță. Și problema cea mai mare este că acest haos pe care îl întâlnim în București se face din banii noștri, pentru că România este supercentralizat, stat supercentralizat. Practic, unii în București cred că toată țara este pentru București. Nu țara are capitală, ci capitala are o țară care trage pentru București. Nu este normal așa ceva. Domnule Antal, există ținutul secuiesc din punctul nostru de vedere? Bineînțeles că există, de acolo am venit, acolo să mă întorc în această seară. Păi și Marcel Ciolacu unde a fost în vizită? În ținutul secuiesc, bineînțeles. Spune că nu există. A fost într-un no man's land, așa. Deci, faptul că dumneavoastră sau domnul Marcel Ciolacu nu aveți la dumneavoastră cartea de identitate, asta nu înseamnă că nu existați. Da? Deci în acest moment ținutul secuiesc nu este unitate administrativ-teritorială, dar ținutul secuiesc există, a existat și va exista întotdeauna. Și cred că este o dezbatere absolut care nu folosește pentru nimeni la nimic. Nu cred că asta este problema României. Nu cred că lipsa autonomiei sau existența autonomiei ținutului secuiesc a făcut ca 5-6 milioane de oameni să plece din această țară. Culmea în niște țări cu autonomie, Italia și Spania. Da. Deci există ținutul secuiesc și credeți că vizita lui Marcel Ciolacu acolo a fost pur electorală, bănuiesc? Da, bineînțeles că a fost pur electoral. Da. Nu s-a întâlnit cu oamenii locului, nu s-a întâlnit cu oameni aleși în secuime, s-a întâlnit doar cu oameni pe linie de partid. Pe linie de partid, da, obțin ceva voturi cei de la PSD sau PNL în aceste zone? Sau contează prea puțin? Da, normal, au organizații, PSD au, sunt organizații și eu în Consiliul Local. Am mai văzut și primari care, sau candidați la primării care n-au primit nici măcar 3 voturi câți erau membrii familiei. Deci asta... Și în municipiul Sfântul Gheorghe avem consilieri de la PNL, am avut consilieri de la PSD, deci sunt și acolo voturi, nu este nicio problemă. Singura problemă este, de exemplu, noi am făcut acum un sondaj și românii din Sfântul Gheorghe votează în proporție mai mare cu UDMR decât cu AUR, de exemplu. Deci eu cred că asta arată cât de greșită este percepția politicienilor din București despre românii din zona respectivă. Deci nu cu mesaje extremiste poți obține voturile românilor din Sfântul Gheorghe. Vedeți un pericol în AUR, per total? Eu văd un pericol în AUR pentru democrația din România. Dar acolo, la nivel local, credeți că au șanse să câștige, nu știu, consilieri locali, consilieri județeni? N-au absolut nicio șansă. Din punctul meu de vedere, din sondajele noastre, n-au nicio șansă să intre nici în Consiliul Județean, nici în Consiliul Local. Deci, încă o dată, românii din secuime care trăiesc alături de maghiari n-au nevoie de acest extremism ieftin care vine de la AUR. Dar cu toate astea, vedem, s-ar putea să aibă AUR împreună cu doamna Șoșoacă aproape 30% în Parlamentul României. Nu vi se pare enorm? Da, asta este consecința politicilor publice din ultimii 30 de ani. Deci, întotdeauna niciodată oamenii nu sunt de vină, niciodată cel care votează nu este de vină. Deci omul votează pentru, cu AUR în cazul nostru, pentru că a fost dezamăgit de PSD, de PNL, de PD și de alții. Deci problema este la ceilalți, nu la AUR e problema. E normal ca AUR să-și dorească să strângă aceste voturi. Problema este că ceilalți care au avut în mână puterea nu au făcut politici publice ca acești oameni să-i voteze pe ei. Pe Marcel Ciolacu, care tocmai va vizita, da, în ținutul secuiesc pe care el îl consideră inexistent, îl vedeți favorit pentru alegerile prezidențiale din toamnă? E foarte greu, e foarte greu. Eu sunt și sociolog și o să mai trec așa de la primar la sociolog. Da. E foarte greu să estimez în acest moment, pentru că septembrie e foarte, foarte departe. Okay. Și noi am învățat în România
că în politică e mai departe. În politică e foarte mai ales când vorbim despre președinție, se schimbă în termen. Deci s-ar putea să fie președinte cineva despre care nu vorbim deloc astăzi. Credeți în această variantă? Nu exclud această variantă. Da, am putea să vedem tot așa un... Spuneați că primarii și aleșii locali în general sunt mai apreciați de comunități, de oameni. Crezi că mai funcționează această variantă a unui ales local, șef de CJ sau de primar, care să vină la București să candideze pentru funcția de președinte al României? Eu personal mi-aș dori să ajungă cineva președinte care vine din administrația locală, chiar dacă am fost dezamăgiți de doi președinți care au venit din administrația locală, Credeți că mai dau România o a treia șansă? Nu putem să excludem acest lucru. Dar e o criză de lideri în acest moment în România? Cu siguranță, cu siguranță. Și dacă vă uitați la PSD, îi creditați cu prima șansă la prezidențiale după 20 de ani în care au pierdut finala? Încă o dată, e foarte greu în acest moment să apreciem acest lucru, pentru că nu știm ce coaliții vor fi, nu știm unde va fi PNL-ul peste 3 luni, dacă va fi lângă PSD sau dacă va fi altundeva. Deci contează votul de la alegerile europarlamentare plus cele locale. Eu cred că e foarte important, dar în același timp am văzut acest lucru. Întotdeauna la alegerile prezidențiale mai ies oameni la vot care nu au ieșit la celelalte alegeri. Este și vorbim de foarte mult diaspora. Ordinul milioanelor. Da. De care pot să răstoarne calculele făcute la partid. Exact. Pe domnul Ciucă îl vedeți rezistând într-o competiție pentru prezidențiale? Da. Deci încă o dată... Putem să discutăm despre oricine. Oricine are șansă. Eu cred că și Kelemen Hunor are șansă și ar fi foarte bine numai să câștige. Asta, așa a zis. Poate reușim să-l convingem. Deci eu cred că ar fi foarte bine să câștige dânsul alegerile prezidențiale. Eu cred că ar fi bine ca noi să ne concentrăm acum pentru la alegerile locale și cele europarlamentare și să vedem după aceea ce jocuri politice se vor mai Dar face. Dar dacă domnul Kelemen Hunor nu candidează, așa cum spune, vă gândiți să candidați dumneavoastră din partea UDMR la prezidențiale? Nu m-am gândit să candidez. Eu cred că liderul unui partid, într-un fel, are obligația să participe și să candideze și îmi doresc să candideze și o să încercăm, cred că nu o să fiu singur, o să încercăm să-l convingem să candideze. Și dacă nu reușiți? Atunci vom găsi un candidat bun. Spuneți-mi doi candidați, doi politicieni din UDMR care ar putea candida la alegerile prezidențiale. Pot să spun și 10, dacă vreți. Ca să aibă totuși rezonanță națională, așa da, la dumneavoastră în partid. De la Cheke Otil până la Tanțoș Bornă și de la Cioma Botond până la Corodi Otil, dacă vreți, uitați, v-am dat 4 exemple. De ce femeile nu reușesc să războată în UDMR? Nu aș spune că nu reușesc. Noi în județul Covasna am avut o colegă deputat care a condus lista la Parlament, la Camera Deputaților, de exemplu. Da, pare mai degrabă o excepție. M-am uitat și acum pe listele pentru europarlamentare. Le-ați asigurat celor doi europarlamentari care sunt în funcție deja încă un mandat și ați pus o femeie mai degrabă de sacrificiu acolo pe locul 3. Nu sunt de acord. Deci, dacă vorbim de europarlamentari, acolo vorbim despre oameni care au experiență la Bruxelles, acolo ai nevoie de foarte mult timp ca să construiești niște relații. Nu e bine să schimbi europarlamentarii, mai ales cum suntem noi care avem doi europarlamentari. Deci n-ar fi bine să-i schimbăm din 5 în 5 ani. E bine să-i ținem acolo, să aibă timp să-și construiască prietenii și așa mai departe. Domnul Vincare de prin 2007, dacă nu greșesc, deci are câteva mandate bune. Da, așa este. Și este un europarlamentar eficient. Credeți că această decizie a PSD și PNL de a merge pe listă comună și de a comasa alegerile cu cele locale va duce UDMR sub pragul electoral de 5%? Nu cred. Nu. Pentru că PSD și PNL asta spun, va fi o mobilizare foarte mare și pe o mobilizare foarte mare UDMR riscă să rămână în afara Parlamentului. Da, eu cred că și comunitatea maghiară se va mobiliza pentru că simțim cu toții miza acestui an electoral pentru deceniul care vine, deci pentru următorul deceniu. Deci ce se va întâmpla în acest an ne va influența viața pe cel puțin 10 ani de acum încolo.
Spuneați că v-ați reîntoarce în guvern alături de PSD și PNL. Asta în mod formal, pentru că în mod informal, dacă vreți, sunteți asocii de la UDMR la guvernare de 30 de ani. În continuare aveți prefecți, în continuare aveți oameni de concentrate, chiar dacă nu mai aveți la nivel de miniștri sau secretari de stat, în continuare aveți. Care e rețeta succesului să stați la guvernare 30 de ani? Deci nu am fost la guvernare 30 de ani. A fi la guvernare înseamnă să ai oameni să ai în guvern, să ai miniștri. Deci n-am fost la guvernare 30 de ani, dar n-am fost nici măcar o zi la putere în ultimii 30 de ani în România. Chiar dacă ați avut miniștri? Deci chiar dacă am fost la guvern. Care e diferența? Pentru că în România puterea nu înseamnă guvernarea. Și asta este și motivul foarte probabil pentru care nu avem lideri politici foarte puternici. Dar și atunci cine conduce România dacă nici oamenii care sunt la guvernare? Sunt foarte multe structuri care iau parte la actul de a conduce România, ceea ce din anumite puncte de vedere este ok, dar eu cred că rolul oamenilor politici ar trebui să fie mult mai mare și mult mai important în luarea deciziilor. Vorbiți aici de serviciile secrete care sunt... Și de serviciile secrete, da. Care sunt în jurul politicienilor și credeți că ghidează pe anumite subiecte, nu? Asta este impresia noastră, da. Plus funcționarii și birocrații din ministere și din administrația publică sunt și ei o piedică? Sunt. Centralismul este o piedică. Deși haideți să vă dau două exemple, dacă doriți. Noi în municipiul Sfântul Gheorghe am lansat un program foarte important, se numește Rabla Local. Cu acel program am reușit să adunăm peste 1500 de mașini de pe domeniul public. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să construim parcaje pentru 1500 de mașini. Ar fi costat foarte mult. A fost un program foarte bun și atâta timp cât a fost domnul Tanțuș Bornă ministru, a zis că e un program bun, haideți să-l facem la nivel național. Și a fost preluat și s-a făcut la nivel național. Singura diferență este că atâta timp cât a fost local, a funcționat super bine, iar de când este național, nu mai funcționează super. De ce? Cum vă explicați? Pentru că birocrația asta, haideți să mai punem o virgulă, să mai punem două propoziții, să mai punem 30 de zile aici, 15 zile dincolo, și ceea ce se realiza în 6-8 zile în municipiul Sfântul Gheorghe, acum se realizează în 3 luni, în cel mai bun caz. Curși, mai aveți probleme acolo? Da. Mai aveți probleme? Păi a dat domnul Tanțoș Barna acea ordonanță de urgență, deci, spunea că s-a rezolvat. Deci problema urșilor, haideți să vorbim un pic despre urși. Eu cred că este cel mai bun exemplu cum nu poți rezolva o problemă dacă decizia este luată acolo unde nu este problema. Și ca să traduc... La București, iarăși, deci, iarăși, deci se ia decizia... Normal. Deci în București da, n-avem urși... Dar Tanțuș Barna era ministru... Era reprezentantul dumneavoastră. Absolut, dar n-a fost lăsat domnul Tanțuș Barna să-și termine treaba. Da. Deci el a început științific, foarte ok totul, să pună totul la punct, numai că n-a fost lăsat și a fost... Păi a venit Academia, Academia Română, nu? Care da. A zis... Nu se pot omorâ prea mulți urși, că nu e bine. Da, încă o dată, și Academia Română este în București, iar urșii sunt în Carpați, nu în București. O să ajungă probabil și aici, dacă nu se schimbă legislația, vă veți trezi cu urși în București. Dar în continuare aveți probleme în sensul care intră în orașe, aveți atacă, absolut, intră în gospodării? Deci, acum câțiva ani am spus că o să se rezolve această problemă când ursul va omorâ un om. De atunci a omorât 8 oameni și tot nu s-a rezolvat. 8 oameni au murit până acum, uciși de urși. Nu vorbim de animale, nu vorbim de tot ce a creat pentru cetățenii din aceste județe, dar încă o dată, în loc să se descentralizeze această decizie, din nou, luăm decizia la București unde nu avem problema, nu vedem problema. Care ar fi, din punctul nostru de vedere, soluția? Soluția ca să nu mai avem această problemă. Cum ar trebui să arate mecanismul prin care se ia decizia, să nu supărăm nici foarte tare nici ONG-urile, să nu dăm liber nici la vânat pentru cei care vor doar trofee, ci să rezolvăm această problemă punctual acolo unde sunt probleme. Deci eu nu sunt vânător, sunt sociolog, nu am eu soluția și nici nu a ajuns niciodată pe masa mea să trebuiască să iau eu decizia, dar cu siguranță dacă s-ar descentraliza această decizie, am avea curajul să luăm deciziile corecte. Deci
Atâta timp cât vorbim despre un animal care nu are un dușman în natură, omul trebuie să intervină. Nu există altă posibilitate. Deci, un animal care nu are în natură un dușman se va înmulți, pentru că nu există nicio modalitate prin care să-l oprești să se înmulțească și va ajunge în orașe, în sate și în curțile oamenilor. Păi am avut și la Ploiești sau unde era Pitești, Ploiește, pe undeva unde tot intra, deci în oraș. Deci o să ajungă și la București dacă nu se va interveni. Deci vânătoarea este soluția, practic. Și vânătoarea este o soluție, trebuie să spunem foarte clar, dar peste tot în lumea civilizată este foarte bine reglementată, este foarte clar spus care este vârsta animalului care trebuie împușcat. Evident, în primul rând, trebuie împușcați acele animale care intră în orașe, intră în gospodării și așa mai departe. Dar există modele pe care trebuie să le preluăm. Nu trebuie noi să inventăm roata. Sunt prea mulți angajați în sistemul de stat, domnule? Da, cu siguranță. Dacă ați fi dumneavoastră prim-ministru, câți oameni ați păstra în aparatul bugetar? Acum sunt, cred că, 1.300.000. S-ar putea să vă surprind, probabil aș păstra 1,3 milioane, dar aș face alte nivele administrative. Pe cei care sunt la nivel central în București, o parte din ei i-aș transfera la nivel regional și aș face niște administrații regionale. Cei care sunt la nivel de județ, o parte tot așa i-aș transfera la nivel regional, iar între județe și comune aș institui un alt nivel administrativ unde aș aduce oamenii din comune și din județe. Deci undeva tot la 1 milion, 1,2 milioane, dar nu la 3 nivele administrative, ci la 5 nivele administrative, dar nivele administrative super eficiente. Păi, așa n-am riscat totuși să se înmulțească această cifră după aia, an după an? Ține de politici și de decizii publice și politice. Deci dacă se face dacă cei care vor conduce România în următorii 8 ani ar lua această decizie și ar agrea în următorii 8 ani vom avea 1,2 milioane de angajați cu niciunul mai mult, ar trebui respectat acest lucru. Dumneavoastră, în primărie câți angajați aveți? Sau de câți ați avea nevoie? Concret, eu în primărie am 117 angajați și aș avea nevoie cam de 140. Deci ați avea nevoie de mai mulți. Da. Și ce să facă acești oameni în plus? Avem probleme foarte mari în zona de investiții, de exemplu. Deci la tot ce înseamnă oameni tehnici, ingineri, nu prea vin oameni la primărie ingineri. Avem foarte multe proiecte europene, foarte multe investiții. Din cauza salariilor mici? Pe această zonă de inginer, de investiții. Deci nici salariile nu sunt competitive în această zonă și cel puțin în zona noastră avem o problemă și cu educația. Deci nu avem o universitate tehnică în Covasna, de exemplu, sau în Covasna Harghita, de unde să vină tineri cu aceste competențe. Și preferă, bănuiesc că și cei care fac facultatea la Cluj sau merg în altă parte, preferă să plece zona privată, din țară sau în zona sau privată. Sau merg în zona privată, da. Deci mai mulți angajați, dar digitalizarea nu vă ajută, în afară de zona de ingineri și acolo unde, bineînțeles, că nu se poate înlocui. În zona de funcționari v-ar putea ajuta digitalizarea sau vă ajută digitalizarea în vreun fel? Deci digitalizarea ne ajută, ne-ar ajuta, dar e foarte important. Digitalizarea nu vine de jos în sus, digitalizarea vine de sus în jos. Deci digitalizarea trebuie să fie făcută de autoritățile centrale. Cred că este singurul lucru care vine de sus în jos și nu de jos în sus, digitalizarea. Deci este nevoie de o digitalizare a administrației din România, o interconectivitate între diferitele sisteme, baze de date și așa mai departe. Da, ne-a promis domnul Bogdan Ivan că anul acesta vom vedea deja acel cloud guvernamental, se începuseră licitațiile, deci poate avem vreo șansă. Noi avem aproape 10 luni din acest an, deci haideți să fim optimiști. Da, sperăm. Dacă tot am ajuns în zona aceasta de funcționari și mai departe, mă uitam pe niște statistici pe anul trecut, salariul mediu mai mic în Covasna, mai mic decât salariul mediu la nivel național. În plus de asta, pe ultimul recensământ am văzut că au plecat, inclusiv din Sfântul Gheorghe, nu știu, câteva mii de persoane au părăsit localitatea. Există o mișcare demografică așa de a pleca din această zonă? Nu. Deci, întotdeauna trebuie să comparăm nivelele asemănătoare. Deci, dacă
facem o analiză pe municipiile reședință de județ, de exemplu, din municipiul Sfântul Gheorghe au plecat mai puțin decât din celelalte municipii reședință de județ, dar când vorbim de statistici, întotdeauna trebuie să scoatem Bucureștiul, pentru că Bucureștiul distorsionează media națională, pentru că, așa cum v-am spus, toată țara lucrează pentru București. Dacă facem o analiză a felului în care sunt împărțite sumele, de exemplu, din impozitul pe venitul global, vom vedea că un cetățean din sectorul 1 din București valorează de 30 de ori mai mult decât unul din Vaslui. Ceea ce nu este corect, și aici ar trebui să se revină și să se facă niște schimbări majore în ceea ce privește împărțirea banilor, inclusiv din impozitul pe venitul global. Domnule primar, de ce aș veni eu din București la Sfântul Gheorghe? Pentru că vreți un oraș civilizat, cu oameni civilizați, un oraș liniștit. Susțineți că la București nu e civilizație? Consider că Sfântul Gheorghe este un oraș mai civilizat decât Bucureștiul, fără să jignesc administratorii Bucureștiului sau cetățenii Bucureștiului. Este un oraș foarte curat, un oraș care îmbină foarte bine liniștea orașelor mici și serviciile de calitate ale orașelor mari. Deci găsiți aproape orice găsiți în București ca și servicii, cred eu în unele cazuri chiar mai bune, și în același timp găsiți liniște, oameni civilizați și curățenie. Dar locuri de muncă găsim? Găsiți și locuri de muncă, evident nu la nivelul Bucureștiului, ca pentru salarizare. Că, și nici la salarizare și nici ca și varietate. Încă o dată, nu comparăm Sfântul Gheorghe cu Brașovul, Brașovul cu Bucureștiul și Bucureștiul cu New York-ul. Deci trebuie să comparăm merele cu merele, da, și nu cu perele. Dar, de exemplu, apropierea de Brașov este o șansă pentru dumneavoastră care eventual nu găsiți loc de muncă în Sfântul Gheorghe, să găsiți loc de muncă în Brașov și totuși să trăiți în Sfântul Gheorghe. Nu ați sta mai mult în trafic decât stați în București. Ați făcut ceva la Sfântul Gheorghe care să nu fie nicăieri în țară? Să fie experimentat ceva? Să fi fost inovator? Eu cred că am făcut foarte, foarte multe, poate programe mici, dar da, eu cred că am creat modele de bune practici. Și aici v-am dat acest exemplu cu Rabla Local, care a fost inițiat de noi și a devenit program național. Avem programe de minimis pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin care îi ajutăm pe cei care investesc în Sfântul Gheorghe. N-am întâlnit acest tip de ajutor de stat în alte orașe din România. Ce fel de programe aveți? Ne puteți da un exemplu pentru IMM-uri? Deci, de exemplu, dacă dumneavoastră veniți în Sfântul Gheorghe și vă înființați o societate comercială în Sfântul Gheorghe și cumpărați un imobil, veți plăti același impozit decât ca o multinațională, dar puteți veni la primărie și vă dăm înapoi cel puțin o treime, dar poate chiar două treimi din suma pe care ați plătit, în funcție, de exemplu, de nivelul de salarizare pe care îl aveți în firmă. Dacă aveți salarii mai mari decât media națională, vă dăm înapoi două treimi din suma pe care ați plătit-o ca și impozit de proprietate către municipalitate. Nu am mai văzut așa ceva în și alte orașe. Pe ce perioadă? Pe perioadă nelimitată. Adică da. Cât există firma? Sau, mă rog, compania? Imobilul. Adică trebuie să ai un imobil pe care să plătești. Și ați reușit să atrageți mici antreprenori în zonă prin aceste programe? Cu siguranță. Avem și un parc industrial al municipalității care începe să devină neîncăpătoare. Dar vă mai dau un exemplu, tot așa. Peste tot, în toată țara, avem problema asta cu traficul. Și noi am inventat, de fapt am preluat din altă țară, nu din Ungaria, din Australia, Pedibus se numește, și asta înseamnă că, organizat de primărie, copiii sunt conduși la școală, dar trebuie să meargă pe jos la școală. Și un program fantastic la care participă în medie 150 de copii în fiecare dimineață, asta înseamnă cu 120 de mașini în minus în fiecare dimineață în trafic. Și a prins acest program? Da. În București vă dau înscris garantat că nu va prinde. Dacă părintele nu-și lasă copilul în fața porții școlii să blocheze traficul, degeaba, nu simte că îl duce la școală. Dar v-am spus că Bucureștiul nu este un model pentru noi. Dar dacă ați fi primar în capitală, care ar fi primul lucru pe care l-ați schimba? Haideți primele lucruri. Dacă sunt mai multe pe care ați vrea să le schimbați, vă rugăm. Poate le dați niște idei candidaților. Deci,
Eu cred că s-au făcut lucruri bune în ultima perioadă în zona de urbanism. Deci eu venind din provincie, să spunem așa, eu văd un haos urbanistic în București. Nu văd o ordine din punct de vedere urbanistic, ci văd un haos urbanistic în București. Cred că aș fi la fel de catolic cum este primarul general acum în ceea ce privește zona asta de urbanism. Dar pe de altă parte, și s-ar putea să sune nepopular, eu nu aș da atât de multe gratuități cetățenilor din București, pentru că asta este una dintre probleme. Subvenții. Cetățenii care câștigă cel mai bine în România au cele mai mari ajutoare venite din partea primei. Acele sume l-aș duce în zona de ajutor de stat către firme din IT, de exemplu. Deci să vină firme din zona de IT care oferă alte tipuri de locuri de muncă, creează alte locuri de muncă decât sunt acum în București. Aș închide, deci aș veni cu niște reglementări prin care să nu permit ca toate parterele de blocuri să fie pline cu din astea de jocuri de noroc. E adevărat că ai nevoie și de legislație, dar eu cred că venind dintr-o zonă din Transilvania, pe mine mă șochează acest lucru. La Sfântul Gheorghe nu sunt slot mașinuri din astea păcănele, cum cred că este unul singur, dar nu este. De ceea ce este în București, pe mine mă șochează, vă spun sincer. Nu sunt pentru că nu merg oamenii, nu intră. N-au cultura, n-au cultura păcănelelor? Sau nu sunt pentru că, nu știu, nu s-au dezvoltat astfel de business-uri? Eu cred că este și, răspunsul este și, dar aici important ar fi să punem împreună o presiune mult mai mare pe zona politică, să vină cu niște decizii foarte clare, pentru că problema este că acele familii care sunt falimentate, după aceea vin la primărie să ceară ajutor. Da, și merg pe asistență socială. Câteva secunde, domnule primar, ce înseamnă Best of Sepsii? Este un program foarte interesant prin care am vrut să căutăm și i-am găsit pe acei oameni din Sfântul Gheorghe care sunt oameni simpli, își fac treaba zi de zi și prin felul în care se raportează la ceea ce fac și la oamenii din jur, aduc plus valoare comunității. Am avut această inițiativă anul trecut, acum în februarie. Și cât ați premiat? 45 de persoane. Și practic au fost 9 categorii, 5 persoane în fiecare categorie, 9 persoane care au primit acest trofeu Best of Chef. Din presă ați premiat pe cineva? Din presă nu am premiat. N-aveți presă, da. Sfântul... Ba da, Sfântul cum aveți? Să nu avem, cum să nu avem presă? Da, mergem și noi, da, să fie acolo. Domnule primar, vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația la România Politică. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. A fost o plăcere, bineînțeles, Sebi, astăzi din nou alături de tine și vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem și mâine, seară la 18, fix aici, pe planul. Seară bună!